Bună ziua! A zis Cosmin că sunt unul dintre cei mai prezenți, uimit fiind că sunt aici acum. Dacă ar fi fost aici Marin Mincu, a cărui lipsă o resimt de multe ori, mi se pare că personajul și omul de litere multilateral dezvoltat care a fost și fanfaron, că aici aveam să ajung, lipsește foarte mult în peisajul literar actual. Ar fi zis ceva de genul: sunt satisfăcut că și această intuiție a mea a fost câștigătoare. Spun asta, râdeți și dumneavoastră, fiindcă o știu pe Cătălina de când avea vreo 15-16 ani și scria venind dintr-o familie de oameni care citesc foarte mult, de scriitori ei înșiși, de poeții ei înșiși. Și ca în cazul tuturor copiilor minune, ca în cazul tuturor precocilor, exista acolo o posibilitate destul de însemnată ca ea, odată ce trece momentul ăsta romantic de la 15, 16, 18 ani, când scrii cu fervoare și cu tot felul de iluzii care mai apoi se destramă, exista posibilitatea ca ea să se lase de scris. Cartea asta apare la capătul unei gestații îndelungate. Sunt sigur, n-am stat să verific sau să fac detectivistică literară, dar sunt aproape sigur că multe dintre textele astea, sau cel puțin o parte dintre ele, sigur, rescrise, revăzute, au și 6 ani. Îmi aduc aminte că era începutul revistei Poesis International pe care o conduc. Cătălina, nu știu dacă împlinise 17 ani când a apărut acolo. Lecturi multe în anii ăștia, așteptări. Vorbeam, cred, de acum vreo 3-4 ani despre Cutii. Cred că era prin 2016. Cartea asta apare în sfârșit. Zicea Cosmin că suntem puțini, dar mică și caldă inima mea se înghesuie lângă tine seară de seară. Uneori inima mea se suprapune perfect peste tine, atât cât să mai poți respira. Asta e una dintre cutiile Cătălinei Bălan. E o poezie pe care n-aș cataloga-o nici ca puternică, nici ca minimalistă. Sunt două etichete pe care eu le-aș scutura și fiindcă sunt locuri comune folosite cam prea des în ultima vreme când e vorba de poeți tineri. Eu aș spune, dacă e să mă raportez la ce se întâmplă astăzi în poezia cea mai tânără, că Cătălina Bălan vine cu un influx de umanitate. Poezia îi umanizează foarte mult lumea din jur, într-o vreme în care, în general, preocupările tinerilor poeți sunt într-o zonă din asta de extirpare a umanului, de impersonalitate, de subiectivism din asta foarte tehnic și sincopat. Cătălina vine cu o carte foarte prietenoasă, foarte ușor de luat aproape, o carte pe care o citești și o recitești, e o carte pe care o citești dintr-o jumătate de oră, dar după aia vei mai vrea să o citești, ceea ce, iarăși trebuie să spun, nu se întâmplă cu foarte multe volume. Eu nu simt nevoia de prea multe ori să recitesc volumele de poezie pe care îmi pică în mână. Asta este o carte pe care am citit-o în ultimele două săptămâni de trei ori. Cătălina are niște calități care sunt foarte speciale pentru un poet, fiindcă are și umor, fără să facă glumițe facile, fără să dea impresia cititorului că ar vrea cu tot din adinsul să ducă discursul ori în anecdotic, ori în glumeț. Dar pe de altă parte are un umor de bună calitate. Este, cum ziceam, foarte umană, în sensul că e empatică, arată o capacitate empatică deosebită. Este, nu în ultimul rând, are o tenacitate. E un cuvânt, știu, care în cazul poeziei poate fi uneori luat într-un sens mai degrabă negativ. Are inteligența să
facă poezie fără să umple, cum spune o poetă americană de astăzi, Sharon Olds, fără să umple buzunarele poemului cu pietricele. Cutiile astea sunt pline cu tot felul de lucruri cu care noi ne populăm viețile, cu tot felul de lucruri simple care alcătuiesc un spațiu familiar confortabil, dar care uneori aduce și un disconfort, care uneori te pune pe gânduri, care uneori creează niște rupturi în intimitățile astea ale tale, cu singurătatea ta, cu familia, cu toate chestiile pe care, de care te înconjori ca să-ți faci viața împlinită. E o poezie din care se poate cita la greu și din care se pot face, cred, stickere și markere și chestii de-astea scrise cu markerul. E o poezie care are și, și calitatea asta, că are câte un vers, câte o secvență, un distich care pot să funcționeze foarte bine pe ghiozdanul unui, unui elev de a 11-a. Dar în același timp are și gravitate. Pe lângă zona asta pe care o, o prin care slalomează ea cu, ca o căprioară, reușește de multe ori să, să inducă acel subton dureros despre care zicea Tudor Vianu cândva și care cred că este o, o chestie fără de care poezia nu e poezie. Și asta e, e un lucru iarăși prețios pe care mulți dintre cei care fac poezie astăzi îl, îl uită. Cutii e o carte plină de, plină de obiecte și de obiecte sufletești foarte prețioase, care sper că va fi primită și receptată așa cum merită. Felicitări, Cătălina!